Întâlniri magice cu Mickey, Minnie și toți prietenii lor. Show-uri fantastice, parade de neuitat, adrenalină și experiențe unice Disney-licioase. La Disneyland Paris vă așteaptă două parcuri tematice, 60 de atracții spectaculoase, 7 hoteluri de basm, toate personajele desenelor animate și multă magie. Cel mai mult mi-a plăcut la păhăruțele care se învârteau pe acolo. Am întâlnit cu Donald, cu Daisy, Albă ca zăpada. Este o experiență în care cred că și ca adult trebuie să trăiești, că te trece cumva, te întoarci și vrea anii cu revin. Ratatouille este cea mai nouă atracție de la Disneyland Paris. Este chiar el, Remy, simpaticul și talentatul șoricel bucătar din filmul de Oscar Ratatouille. După Fantasyland, Discoveryland, Frontierland, Adventureland și Main Street USA, urmează experiența Disney Studios, unde te trezești pe platourile de filmare ale celor mai tari producții Disney. O zi sau două nu sunt suficiente pentru a descoperi totul. Abia în 3-4 zile poți spune că ai trăit visul Disney. Un bilet de intrare în cele două parcuri pornește de la circa 70 de euro, dar rezervat din timp, tariful unui pachet de 3 nopți la un hotel de 2 stele cu 4 intrări în parcuri pornește de la puțin peste 200 de euro de persoană. Plecăm!